Steaua București a debutat cu o victorie în Liga a doua. Jucătorii noștri s-au dăruit pe teren pentru acest prim succes în fața celor de la Csíkszereda, într-o atmosferă extraordinară creată de suporterii roșalbaștri. În materialul realizat de Steaua TV, puteți urmări un rezumat al zilei de 4 august de pe stadionul Steaua. Lovitura de începere a partidei cu Ciucanii i-a aparținut multiplei campioane olimpice, mondiale și europene, Ana Maria Popescu, legitimată la clubul Steaua, care înainte de startul meciului a fost în vestiar pentru a încuraja pe jucătorii lui Daniel Oprița. Voi să fiți aur astăzi în meciul ăsta și în următoarele, da? Tare acolo, pe teren! Avem 1, 2, 3 și victorie! Ana, cum a fost acest moment pentru tine? Pare că mă pricep și la fotbal, nu? După o lovitură de începere. E emoționant pentru acest sportiv, mai ales când vii dintr-un sport în care suporterii nu sunt chiar atât de mulți. Le mulțumesc celor din galerie că sunt alături de băieți, iar băieților le țin pumnii în noul sezon. Talismanul Stelei la debutul în Liga a doua, Ana Maria Popescu ne-a dezvăluit și cum se simte după medalia câștigată la Tokyo. Am simțit energia pe care ne-au transmis-o, chiar dacă sălile au fost goale și poate că la televizor părea așa, era încărcată atmosfera de acolo, noi am simțit că avem toată susținerea de acasă și asta a fost foarte important pentru noi. Te-ai liniștit un pic după acest turneu extraordinar? Încerc cumva să mă readaptez, totuși să nu uităm că am fost o lună de zile plecată și cantonamentul de la Izvoran și deplasarea la Tokyo, schimbarea de fusorar. Mai am timp câteva zile după care mă voi întoarce la antrenamente, pentru că se pare că de data aceasta vom avea baftă și se va organiza campionatul european. Încă nu este nimic oficial, dar sperăm ca la final de septembrie să fim la campionatul european la Plovdiv în Bulgaria. Forța Steaua! Primele ocazii ale meciului cu echipa din Miercurea Ciuc le-au aparținut oaspeților, însă Bacter și Călințaru au respins excelente din apropierea liniei porții în două rânduri. Remus Chipirliu a marcat primele goluri ale Stelei la meciul de inaugurare al stadionului și tot el a fost cel care a înscris primul gol într-o partidă oficială pe noua arenă din Ghencea. Mă bucur foarte mult că a reușit să câștigăm în această seară. Știam că ne așteaptă un meci foarte dificil, fiindcă Csíkszereda au o echipă foarte bună. Mă bucur că am reușit să-mi ajute echipa să câștigăm acest meci. Steaua, 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 Steaua.
final, jucătorii s-au bucurat și au cântat împreună cu fanii Peluzei Sud, iar Bărbulescu și compania continuă seria de 2 ani de invincibilitate la meciurile din campionat. Important era să începeți cu o victorie acest sezon. Era foarte important, mai ales că în ultimii 2 ani am promis că nu pierdem niciun meci, exact cum a zis Vali Bărbulescu. Anul acesta, eu repet vorbele lui, a zis că nu promite, dar noi asta încercăm să facem, să nu pierdem niciun meci și mai ales acasă în fața propriilor suporteri, unde nu vrem să facem pas greșiți. Suporterii și cu toată lumea. Că asta spunea și la interviu, ne-au dat puterea să ne uităm la tabelul momentul 75. Fără auzeam, fără suporteri, fără suporteri și fără voi, ăsta e spiritul nostru, vom da totul la fiecare meci și la final să ne uităm unul în ochii celălalt, asta e cel mai important. Mulțumesc! E cât mai mult. Forța Steaua! În etapa următoare, Steaua se va deplasa la Târgu Jiu pentru partida cu viitorul Pandurii.